Oleg, te rog să ne spui cine a meritat cărloanul de aur în săptămâna mare. Erau foarte mulți candidați și catendate, unul mai zbuciumat decât altul, că a fost o săptămână a patimilor. Dar noi l-am ales pe cel mai îndepărtat de Chișinău, pentru că vrem să se știe de acest premiu al nostru și la margine de prut. Eu mă bucur de un lucru. Noi suntem unicii care nu sacrificăm cârlanul de Paște. Cârlanul nostru rămâne aici pe masă, frumos, între ouă și pască și o să meargă acolo unde cineva l-a meritat. Săptămâna aceasta, cârlanul nostru a vrut să meargă la mai multe personalități din domeniul sănătății. Primul pe listă este domnul Buzilă, de la Spitalul Raional din Criuleni. Grea e munca de medic atunci când stai de gardă la spital. Te plictisești, mai bei un păhărel, mai prinzi o muscă, dar iată că plictiseala dispare atunci când poliția aduce un șofer suspectat că ar fi beat. Am adus persoana care a plictisat și îmi spune mie că de ce medicul mi-a bat ca mine. A vrut cârlanul nostru să-i facă test de alcoolemie domnului Buzilă, dar acesta probabil s-a deșteptat deja. Următorul candidat este domnul Alexandru Coman, directorul Agenției Medicamentului, care supraveghează calitatea preparatelor. Atenția cârlanului a fost atrasă de o instrucțiune de utilizare care în engleză spune că medicamentul trebuie luat până la masă, iar în limba română, după masă, unde o fi adevărul. Și totuși cârlanul nostru se îndreaptă la Centrul Medicilor de Familie din Ungheni. În satul Bumbăta, a acestui raion, o localnică a născut chiar la ușa oficiului medical. Consider necesar chemarea lui Andrei Bolocan pentru a ne oferi detalii suplimentare, să ne explice care-i treaba cu această situație. Mai ales că dimineața, într-o scurtă convorbire cu tânărul nostru, începătorul nostru, stagiar, mi s-a destăinuit care niște remușcări de conștiință legate de înmânarea cârlanului și fiind în seara în ajunul Paștelui, ar fi vrut să facă o mică spovedanie aici și chiar cred că ar fi bine să auzim din gura lui cum s-au întâmplat lucrurile la Bumbăta. Poate Andrei, ușa, da, te rog. Remușcări, dar era tentația de a treci prutul. Bună seara, Oleg. Uite că mi-ai ghicit gândurile. Într-adevăr, raionul Ungheni este un raion frumos, învecinat cu statul vecin România, în care, apropo, curge același sânge ca și în Transilvania. Eu m-am bucurat să mă aflu în Bumbăta, un sat rășchirat, dar frumos. Ce am aflat eu acolo? Sau cel puțin ce am aflat din ziarul Unghiu, un ziar local din Ungheni. Pe data de 28 martie, o femeie a născut în pragul unei clădiri, care... Două zile de Ziua Unirii. Ia uite! Și ocazie, și tamana să ne rugiți cu asta. A născut în pragul oficiului medicilor de familie. E o chestie lungă acolo la dâns, dar e o casă pătrată, o să vedeți în material. Suflă vântul pe acolo mai des decât intră oamenii. Și doamna, apucând o durerile, a venit la ei, adresându-se, a bătut la ușă, a văzut că nu deschide nimeni, era zi de miercuri. N-a deschis nimeni. Zi de muncă era. Zi de muncă, exact. Așa. Alături, în Bumbăta, se află primăria. A mers la primărie, primarul a spus că da, ăștia au plecat la seminar, că e un seminar important. Da, o zi pe lună să faci un seminar, nu știu unde, la Corneș, doamna Natalia Munteanu i-a chemat, trebuie să fac seminar. În zi în care probabil că nașterile s-a anulat, toate. Și era o loterie, cineva putea să nască în ziua aceea oricând. Moldovenii sunt oameni cu inimă mare și au ajutat-o pe doamna Larisa, gravida, care trebuia să nască. A venit o bibliotecară, a venit un inginer cadastral și, bineînțeles, un om calificat, că trebuie să fie și un om calificat, asistenta medicală de la primărie. Bibliotecara, clar, o citi femeie niște cărți despre nașteri, știa cum să primească o naștere, mă gândesc eu. Că Insula doar... Comorilor, Robinson Crusoe. Așa, asistenta medicală, nici nu mai discutăm. Dar da. Inginerul cadastral ce căuta acolo? Inginerul cadastral, asta a fost și întrebarea mea. Presupun că nașterea e o chestie, știi, de planificare și neplanificare. Ori cadastru asta și înseamnă, faci un plan, după aia clădești, construiești. Mie mi-este greu să găsesc un vinovat. Noi de obicei, la oferirea cărlanului, găsim un vinovat. Și de data asta mie mi-este greu, pentru că eu știu de o ambulanță care a venit într-o oră și 15 minute în loc de 20 de minute, pentru că atât durează drumul. Păi da, durează 20 de minute drumul, l-am încercat eu de două ori. Din cauza doamnei Natalia Munteanu,
Bogdanu, care a chemat toți oamenii lucrători la oficiul medicilor de familie din Bumbăta, în loc să spună, băi, veniți la seminar, dar lăsați-o acolo. Și pe lângă asta, bineînțeles, există sediul ăsta mare a medicilor de familie din Ungheni. Oamenii care vin odată pe săptămână în Bumbăta și văd dacă Bumbăta e pe loc sau nu. Da, măcar la ce seminar au fost oamenii? Poate au învățat ceva, o carte, o chestie nouă. La comunicarea cu doamnele de acolo, eu am înțeles că noi avem treaba noastră și ele au treaba lor. Deci noi să ne băgăm nasul în treaba lor? Uh-huh. Pentru că ele s-au ocupat și cu febră și nu au băut niciun ceai de dimineață. Uite așa, vreau. Nu mai plăci seminarii ăla. Apoi, până la urmă, cine îți face vinovat de faptul că în satul Bumbăta o femeie a vrut să nască, dar locul în care a vrut să nască era închis? Discutând cu mai mulți oameni, am înțeles că totuși, nu știu cine e vinovat, dar totuși, mulțumit lui Dumnezeu, slavă Domnului. Dacă nu era Dumnezeu, slavă Domnului. Și totuși cârlanul nostru a mers la Bumbăta. Da, eu cred că cârlanul nostru a mers la cei care se fac mai responsabili, oficial care se fac responsabili. Pentru că satul Bumbăta are un oficiu a medicilor de familie, care n-are un director, n-are un om mare, dar când vine vorba de seminar, este chemat la Cornești, la câțiva kilometri, satul vecin care e orășel. Dar când vine vorba de medici de familie, salarii, nu știu care, cadre, merge la Ungheni, pentru că acolo e centrul raional. Vai, împărțit în mulți directori și, bineînțeles, având un director aici mare, ministrul sănătății, eu am decis să merg la Ungheni, la o doamnă Lilia, care e șef pe medicii de familie din raionul Ungheni. Dar copilul e sănătos? Copilul e sănătos. S-a născut de 7 luni, dar e sănătos. Știi, le evit acest moment. Hai să vedem la cine a mers, Cârlan.